Bună seara, prieteni! Bun revenit în fața micilor ecrane și în această frumoasă seară, eficientă seară, aș spune mai degrabă, de vineri de februarie. Iată, suntem în a doua lună a anului 2022. În această seară avem un invitat de onoare, unii dintre dumneavoastră știu deja din promo, până când vă voi dezvălui numele, așa, în direct, și îl voi prezenta. Dați-mi voie ca să-mi dau legătura din nou mie, eu acela care se va teleporta în studioul 4 pentru a vă prezenta, sigur că da, în acest moment, chiar acum, și Leonid Mil, prieteni. Pentru a doua oară am ocazia să vă spun bună seara în această ediție, acum în calitate de prezentator de știri. Încep cu prima și cea mai importantă. De fapt, toate sunt importante, dar asta în mod special pentru că se referă tot la conferința Meet-Milk din 6-7 iunie, a 11-a ediție. Ediție care, după cum veți vedea din textul știrii, se bucură de sprijinul total al principalelor asociații profesionale din domeniul cărnii și din domeniul laptelui și lactatelor. Să aflăm ultimele detalii de organizare. La standuri, companiile de procesare din domeniul cărnii și al lactatelor sunt invitate să își expună ultimele produse din gama premium. Alături de acestea, își vor expune ultimele oferte furnizorii de tehnologii de procesare și ambalare, tehnologii de laborator, soluții de sănătate animală și siguranță alimentară, sisteme de igienă, soluții logistice și de transport, materii prime, în special în gama probioticelor, echipamente de lucru, etc. În zona Expo vor fi organizate degustări, iar participanții vor putea afla direct de la expozanți informații complete despre produsele și tehnologiile expuse. Informații și înscrieri pe meet/milk/conferință, meet-milk.ro, office@infogroup.ro și la telefon 021-223-2521. În ultima sa analiză, Peak Progress a sintetizat toate datele și a ajuns la concluzia că pentru sectorul european al cărnii, anul 2022 va fi un an cu totul nefavorabil. Lucrul ăsta este oarecum asemănător și situației din România. Ia să vedem datele. Conform sursei citate, în Europa, crescătorii de porci nu au fost încurajați să se extindă, iar jucătorul major, Germania, s-a contractat semnificativ. Efectivul de acolo a scăzut cu aproape 10% în 2021. În cele mai recente date ale recensământului, doar fermierii spanioli și danezi și-au menținut efectivele de reproducție sau le-au crescut. Perspectivele pentru exporturile de carne de porc ale Europei în 2022 nu sunt bune, iar Uniunea Europeană preconizează că ele vor scădea din cauza unei diminuări semnificative a exporturilor către China. Se speră totuși în îmbunătățirea cererii interne, în măsura în care varianta Omicron a pandemiei își va diminua efectele. O veste pentru fermieri. La Ministerul Agriculturii s-a analizat împreună cu cei interesați și cu factorii responsabili de aceste programe despre situația plăților directe și a sprijinului cuplat pentru anul în curs. Să vedem ce s-a mai discutat la acea ședință. În urma dialogului, domnul Adrian Chesnoiu, ministru al Agriculturii, a declarat: una dintre principalele modificări pe care le avem în vedere vizează eficientizarea acordării subvențiilor pentru pajiști, în sensul condiționării acestora de numărul de animale. Ca urmare, plata pe suprafață va fi realizată doar pentru cei care asigură încărcătura de animale, având în vedere că, din experiența perioadei anterioare de programare, suprafața de pajiști introdusă la plată a crescut concomitent cu scăderea efectivului de animale. Este important să nu pierdem din vedere faptul că pășunii sunt destinate creșterii animalelor. În cadrul discuției la care au participat aproximativ 100 de persoane interesate, au fost prezentate noile definiții ale activității agricole, numărul de hectare eligibile, dar și alocările financiare, conform noilor reglementări prevăzute de regulamentele PAC post-2020. Tot la Ministerul Agriculturii, Fondul de Garantare IMM, împreună cu responsabilii ai Ministerului Agriculturii și ai Ministerului de Finanțe, au avut o întâlnire așa pe teritoriul neutru la Camera Deputaților și au discutat și au anunțat lansarea a 4 noi programe de finanțare pentru IMM-uri cu aplicabilitate în zona de fermă, de agroindustrie și de procesare chiar. Iată detaliile.
Potrivit comunicatului emis de FNGC IMM, programul fabricat în România rămâne conceptul principal, iar cele patru programe de sprijin care vor fi lansate vin să susțină acest proiect. Cele patru noi programe sunt: programul IMM Prod va permite achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru alinierea la obiectivele de mediu, refinanțarea creditelor, etc. Programul Rural Invest, destinat IMM-urilor care desfășoară activitatea de producție în mediul rural și urban mic, va susține refinanțarea creditelor fermierilor și agricultorilor, achiziția de terenuri agricole, retehnologizarea, piscicultură, acvacultură și industria alimentară. Programul va avea atașată o schemă de ajutor de stat cu o componentă de grant de 10% din valoarea finanțării, precum și o perioadă de subvenționare a dobânzilor și comisioanelor. Programul Grand Construct vizează finanțarea unor activități și proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediu. Programul Innovation constă în sprijinirea realizării invențiilor, susținerea activității la export ale IMM-urilor, stimularea comerțului online și a digitalizării. Acestea au fost și le actuale ediții a emisiunii Minilg. Mă dau fuga repede, repede până în platoul principal sau îmi dau legătura mie din nou pentru a începe dialogul cu invitatul nostru de onoare din această seară. Eu, Ilie Soian, îi mulțumesc lui Soian Ilie pentru știrile pe care le-a prezentat, ca de fiecare dată cât se poate de interesante și diferite față de fluxul de știri al acestui post, post care în coproducție cu agenția Infogroup, al cărui director editorial sunt, realizează această emisiune Minmilk, emisiune în care din nou am marea plăcere ca să vi-l prezint pe domnul Valer Hancaș, manager de comunicare al rețelei de hipermarketuri Kaufland România și copreședinte, membru în bordul AMRCR, Asociația Marilor Retailer din România. Bun revenit în emisiunea noastră, domnule Hancaș. Mulțumesc de invitație. Bună ziua, domnule Stoian. Este prima dată când ne vedem anul ăsta. Da. Cred că merită să ne mai spunem la mulți ani încă o dată și dacă tot am adus aminte de trecutele sărbători, haideți, vă propun să creionați o imagine a retail-ului alimentar din anul 2021, dar să povestiți oamenilor și cum s-au mișcat lucrurile la Kaufland. Sigur că da. Păi, la mulți ani, să da Dumnezeu să avem un an mai ales că bun. Începe acum un nou șir de sărbători cu Dragobetele, cu Sfântul Valentin, cu 1 mai și 8 martie. Avem viață grea, domnule. Da, unii dintre noi mai au și câte o festivitate personală, înțeleg, în luna februarie. Da, bine, aia e altă treabă. Da. Da. Să fie un an bun, încununat de succes și cu foarte multă sănătate. Sperăm, de ce nu, chiar cum vorbeam împreună înainte de a intra în direct în emisiune, că să vorbim pentru prima dată de un eveniment, de o festivitate post-pandemică. Da, da, da. Cu cele mai conferința Midmilk în 6-7 iunie. Intenții. Anul ăsta. Da. 2021... un an complicat din punct de vedere socioeconomic, un an cu restricții din cauza pandemiei, bineînțeles, dar un an totuși care a lăsat o amprentă și o dificultate, aș spune, asupra întregii piețe din punct de vedere financiar. Vedeți dumneavoastră legăturile ancorate dintre industrii funcționează întotdeauna, ori în aval, ori în amonte, astfel încât impactul succesului unei piețe se poate răsfrânge asupra industriilor, dar nu în mod direct neapărat. Dacă vorbim de ceea ce probabil vă interesează cel mai mult, față de 2020, 2021 vine cu o creștere organică, i-a spune, a nivelului de consum la carne. Și aici vorbim de aproximativ 9-10% din volum.
Sigur, pot fi cifrele cumva interpretate, depinde de sursă, depinde de evaluator și așa mai departe. De asta spun că... Bănuiesc că le aveți sintetizate la MRCR. Exact. Iar pe lactate e o creștere tot organică, nimic spectaculos, probabil care se propagă în mod egal în fiecare an, de aproximativ 4,55%. Și din câte am observat, avem și un campion în creștere de volum, care este laptele, urmat de doi competitori derivați ai săi. 3 ani când brânzeturile erau pe creștere. Brânzeturile erau pe creștere, probabil ne referim aici la ceea ce înseamnă valoare. Da, da. Pentru că, într-adevăr, prețul per kilogram, cel mai mare preț per kilogram din cadrul întregii game de lactate, o reprezintă prețurile de la brânzeturi. Dacă mă gândesc și la ce raporta INS-ul la producție și producția creștea, deci avea vânzare. Da, categoric. Și după lapte vin ceilalți ocupanți ai podiumului, respectiv Sana și Chefirul, cu o creștere de aproximativ 14% în condițiile în care media creșterii acestei grupe de sortiment, să o numim așa, este, așa cum spuneam, de aproximativ 4,55%. Dar dacă ne întoarcem la carne, carnea per total înglobează și preparatele sau doar carnea proaspătă? Doar carnea proaspătă are o creștere de aproximativ 10%. Cele procesate, mezelurile, au o creștere relativ mai mică. Aici trebuie să vedem un pic și un obicei de consum care s-a schimbat probabil în 2020, respectiv de mărfurile vrac, extrem de mult apreciate vis-a-vis de transparența lor față de prospețimea pe care o acordă, față de preț și de ce nu, de cel mai multe ori poate și față de gust. Mărfuri care au trecut într-o etapă secundară din punctul acesta de vedere, primul loc fiind ocupat de data aceasta de mărfurile împachetate. Avem o senzație că acolo unde există un spațiu deschis și spațiu de manevră, asistat sau nu, este pus la dispoziția mai multor jucători pentru siguranța sanitară. Probabil că consumatorul s-a gândit că un material deja ambalat, vidat, care nu a mai intrat în contact sau nu are posibilitatea să mai intre într-un contact ulterior, cu o altă suprafață, este mult mai sigur. Din punctul meu de vedere, cred că în 2022, acest an, cu mulți de doi, sperăm să fie unul și cel de la pătrat. Da, da, da. Cred că obiceiul de consum își va reveni la tendința normală, îndreptându-ne din nou, cred că spre aceleași grupe de marfă. Adică diferența între vrac și ambalat cred că se va reechilibra din nou. Dacă tot am vorbit deja despre evoluție în 2022, chiar zilele astea revista noastră, site-ul nostru Midmilk, a publicat o evaluare, o previziune de la Mintel, care spune că 2022 este posibil să fie anul de vârf istoric al consumului de carne la nivel global. La nivelul, bine, se referă la Uniunea Europeană, Statele Unite, Canada, zona asta mai dezvoltată. Și punând ca argument, în ciuda aparențelor, prosperitatea generală, adică oricum nivelul de bunăstare al oamenilor e cu totul altul decât cel de acum câteva zeci de ani. S-a luat în calcul și evoluția prețurilor la energie în această previziție? Nu luase. Cercetarea era oprită la nivelul lunii noiembrie anul trecut. Da. Așa. Da, probabil că va fi un an extrem de bun din punct de vedere al consumului, al relansării consumului, al ridicării etalonului de consum, dacă vreți, de ce nu, un upgrade din punct de vedere calitativ. De obicei nu sunt persoana care vine cu vești negative, doar că uitându-ne puțin la situația în care suntem în februarie 2022 versus noiembrie 2021, cred că vom asista și la o evoluție a prețurilor, cel puțin la materiile prime, dacă nu și pe întreg
lanțul procesului de aprovizionare, procesare și așa mai departe. Este o realitate pe care nu o putem evita. Știu deja cazuri în piață la anumiți producători din România care au facturi de milioane de lei. Vom ajunge să discutăm și despre lucrul acesta. Haideți să terminăm cu creionarea imaginii de ansamblu anului 2021, dând informații și dinspre Kaufland. Un an în care am crescut din nou organic, adică e mai bine din punctul meu de vedere să ai o astfel de creștere, previzionată de altfel, decât o creștere de, nu știu, doi digiți în care lucrurile cumva te pot lua prin surprindere. Dar nu ne planificăm așa ceva. Un an încheiat, încă neîncheiat, pentru noi anul financiar se termină la sfârșitul lunii februarie. Dar predicțiile spun că, bugetele, planurile estimate cu un an de zile înainte completează cumva ideea și viziunea pe care am avut-o, mulțumind în acest sens tuturor partenerilor, clienților și angajaților. A fost un efort susținut. A fost un an ușor imprevizibil din punctul meu de vedere față de 2020, cu toate că 2020 părea anul surpriză din acest mileniu. 2021 în România, ușor impredictibil din mai multe puncte de vedere, chiar și din punct de vedere legislativ, dacă vreți, și din punct de vedere politic am asistat la multe evenimente. Astfel încât întotdeauna mediul de business este impactat de acești factori, de aceste stakeholders, să le spunem, categorii de grupuri de interes interesate, care influențează, de ce nu, de cele mai multe ori, inclusiv nevoia de consum, nivelul coșului de cumpărături și așa mai departe. Asta cred că întotdeauna este binevenit să ne constituim în parteneri de dialog cu transparență, pragmatism și să găsim cele mai bune soluții, astfel încât, de ce nu, într-un final, spun din nou lucrurile pe nume, într-un final, cel mai impactat din acest punct de vedere este tot consumatorul. Consumatorul faceți care este... cumva aluzie la directiva 633 și la adoptarea într-un final. Cam săptămâna asta ar trebui să intre la vot transpunerea în legislația românească. S-ar putea să fie chiar azi, ca chiar o coincidență. Da, putem vorbi și despre 633. Spune doar atât, că există un punct de vedere elaborat de una dintre cele mai importante instituții din această țară, care este Consiliul Concurenței, și care atrage atenția Parlamentului că legislația implementată în România trebuie să țină cont de corpul și de structura directivei europene. Și mai există guvernul, care la rândul lui a emis... care nu trebuie, îmi cer scuze, să dubleze acea lege 321. Da. Și mai există guvernul care la rândul său a emis un punct de vedere către Parlament în care susține același lucru. Adică adoptarea și implementarea directivei europene ținând cont de corpul, de aspectul și de deciziile acesteia, fără să, nu știu, să creăm și să creionăm, dacă vreți, identificarea unor grupe noi de participanți la procesul de aprovizionare care ar putea să fie defavorizați în ciuda altora care ar putea să fie foarte favorizați și așa mai departe. Consider că există destul maturitate atât în guvern cât și în Parlament și că decizia va fi una pe interesul, pe placul și de ce nu, va fi un instrument de lucru pe care îl putem îmbrățișa toți deopotrivă, fie că vorbim de producători, procesatori, distribuitori sau retailer. Da. Cum a funcționat colaborarea cu furnizorii dumneavoastră? Mă refer la furnizorii din România. Da. În cursul anului trecut am mai trecut printr-o etapă în anumite țări europene datorită fluctuației ratei de incidență a COVID-19.
la anumite obiceiuri de consum ușor radicale, să le zic așa, în care, într-adevăr, nu pe o perioadă lungă de timp, într-adevăr, dar a existat acea tendință de reaprovizionare, de restocare și așa mai departe. Mi-aduc bine aminte, cred că asta se întâmpla undeva pe la începutul lui septembrie, când chiar am dat câteva puncte de vedere către partenerii din media care au fost interesați. La rândul meu am întrebat intern cam care este procesul, dacă observă cineva anumite lacune în ceea ce înseamnă aprovizionare, lipsă de stocuri totale, lipsă de stocuri parțiale, că se poate întâmpla și asta. Și toți colegii mei responsabili de acest lucru mi-au răspuns că nu se observă nimic, ba, din contră. Există probabil ușoare creștere de preț la anumite materii prime, dar ele nu au dispărut din piață. Și cam acesta a fost răspunsul și tocmai asta spuneam, că din fericire, atunci când aproape 85% dintre partenerii tăi sunt locali, indiferent de obiceiurile de consum generate de un context nou sau nu, într-o țară, din Europa sau de pe un alt continent, lucrurile sunt cumva asigurate. Iată că prin acest dialog... Îmi dați voie ca să subliniez și eu lucrul ăsta. Dragi telespectatori, ați auzit ce a zis domnul Hancaș la nivelul anului 2021? 85% din partenerii retail-ului alimentar provin din România. Sunt din România. Mă refeream la Kaufland România, în mod special. Și, dar la modul general aș putea să remarc că există, dacă vreți, un nou panel de concurență între retailer prin ceea ce înseamnă a pune la dispoziția consumatorului poate parteneriate de servicii și bunuri din România. De ce subliniez lucrul ăsta? Pentru că știți că pe partea altă vin acuzele alea total nefondate, cum că mâncarea e în general adusă din import, ceea ce nu e adevărat. Și de fiecare dată caut să evidențiez faptul că în cea mai mare parte rafturile din magazinele alimentare românești, bine, nu mă gândesc acum la guma de mesecat. La lucrurile esențiale provin din România. Sigur că da. Vedeam chiar o statistică a INS-ului luna trecută. Nu m-a surprins în sensul în care știam exact cei care stăm în domeniu care este situația vis-a-vis de necesarul și volumele de carne de porc sau de anumite tipuri de cereale, legume și așa mai departe. Unde exista o incertitudine în piață, sincer să fiu. Mai ales că vedeți dumneavoastră în trendul acesta de dezvoltare la nivel general, de tehnologizare și de identificare a unor noi generații de mașini, tehnologie și așa mai departe, mai există o concurență în sectorul alimentar. Și aici mă refer la floarea soarelui sau la alte tipuri de cereale din care se poate produce biodiesel. Da. Deci iată că vis-a-vis de necesarul materiei prime pentru producția uleiului în sine, există o concurență, ceea ce nu face altceva decât la nivel mondial să crească prețul materiei prime. Lucru care s-a observat de altfel, ce țin la produsul pe care îl menționam. Eu știu piețe din Occident, am citit despre și am primit informări în cazul Germaniei, unde chiar dacă, exact dacă vorbim despre biodiesel, piața este debalansată total din cauza cererii foarte mare, foarte mare de rapiță de floarea soarelui și de porumb. Exact. Dacă tragem în linie după cei 2 ani de pandemie, ca să revin la subiectul inițial vis-a-vis de colaborarea cu partenerii din România, cred că a fost un exercițiu extrem de greu, extrem de solicitant pentru toți jucătorii din piață, atât din retail cât și din industrie. Însă concluzia pe care eu aș acorda-o în acest moment este că în acești 2 ani, fără să ne dăm seama, am reușit să demonstrăm că împreună putem să asigurăm reziliența alimentară a României. Pentru că, din punctul meu de vedere, ceea ce absolut majoritar s-a consumat în România
a provenit din ferme, din industria, din România, cu probabil de cele mai multe ori materii prime românești, forță de muncă românească sau parțial românească, că asistăm acum la un import de forță de muncă, ceea ce nu este un lucru rău, un lucru negativ. Și alte țări dezvoltate au trecut prin aceeași ipostază. Dar rafturile magazinelor, la modul general, fără să le menționez culoarea brandului pe care le reprezintă, sunt aprovizionate foarte bine cu mărfuri românești, care se găsesc în permanență pe aceste rafturi, astfel încât consumatorul a avut o perioadă liniștită de cel puțin un an jumate, deci de la mijlocul lui 2020, da, și până în prezent, aproape 2 ani de zile, în care nu cred că a fost o sincopă de aprovizionare. Ba chiar din aprilie 2020. Șocul a fost în martie, atunci a început și pe urmă. Mulțumesc mult de tot pentru informații. Revenim și reținem ideea colaborării cu furnizorii din România pentru partea a doua a emisiunii, pentru că trebuie să dau legătura pentru publicitate. Colegii în regie, fuga, repede, jor. Publicitate, dragi prieteni din fața micilor ecrane, în 2-3 minute ne întoarcem.